Bine, v-am regăsit și cu această ocazie la o nouă prezentare din cadrul seriei de vineri seară, Semnele Timpului. Titlul în această ocazie este Generația Expirată și am să încerc să explic de ce am ales acest titlu și care este legătura cu așteptările noastre, așa cum ne cunoaștem de când suntem ca biserică, denominațiune, grup sau sinteză religioasă care profesează o anumită particularitate în ce privește escatologia, și anume credem că Isus Hristos va reveni uh, foarte curând. Și în general, așa cum se știe foarte bine, orice criză nu face decât să amplifice acest sentiment al așteptării. Și te uiți în jur și când spun în jur deja acum e vorba de uh, internet, de social media, Oamenii au din ce în ce mai multe așteptări, mai ales acum în contextul acesta foarte fluid al alegerilor din Statele Unite ale Americii, apoi problema aceasta a pandemiei care se pare că se tot prelungește, plus alte uh, situații care sunt din ce în ce mai neclare, uh, nu fac decât să confirme pentru mulți credincioși că această venire a Domnului Hristos este foarte aproape. Acum aș vrea să analizăm această așteptare, de fapt, cu această ocazie, să vedem în ce măsură dacă poate să fie înțeleasă ca un fel de model, adică există un fel de model al așteptării, s-a mai repetat acest gen de atitudini de-a lungul istoriei, suntem singulari în modul în care ne raportăm la acest la această așteptare. De aceea, generația expirată este titlul din această ocazie și aș vrea să introduc subiectul printr-un comentariu făcut de un istoric român, Florin Constantiniu, în cartea O Istorie Sinceră a poporului român. Foarte interesant comentariul dânsului într-un anumit context, bineînțeles. Uh, un ciudat fenomen de psihologie colectivă a fost credința puternică și durabilă că occidentul și în primul rând statele unite ale Americii vor sfârși prin a smulge România de sub cizma sovietică. Vin americanii a fost expresia care a sintetizat o atitudine politică și o stare de spirit. Cu toții am auzit de această speranță Vin americanii. Noi suntem prea tineri ca să fi trăit, să fi auzit-o cu urechile noastre în vremea aceea, pentru că se a, a fost, de fapt, în mare măsură lansată această speranță undeva pe la sfârșitul anilor 40. Acum, fenomenul acesta, așa cum îl numește Florin Constantiniu, vin americanii, a constituit, am putea spune, o formă de luptă pasivă față de sovietizarea agresivă a României, după ce comuniștii au câștigat, în ghilimele, alegerile, de le fapt, le-au fraudat la modul cel mai uh, direct cu putință, dar având în vedere că Uniunea Sovietică era câștigătoare în războiul mondial uh, și având suportul masiv al Moscovei, cu siguranță că nimeni nu a putut să conteste acel rezultat. Uh, atunci uh, oamenii s-au retras într-o speranță. Adică era clar că Sub o, nu se putea face pe tărâm politic, pe tărâm di, diplomatic niciun fel de modificare în noua configurație uh, din anii, în anii 40 așa că s-au retras cumva într-o anumită speranță, speranța că totuși americanii și ei câștigători în al doilea mondial uh, împreună cu aliații nu îi vor abandona pe uh, români puțin lucru de fapt, prea puțin știau românii de fapt că România fusese deja abandonată și cu celebrul, pe celebrul șervețel pe care Winston Churchill a scris 80% sfera de influență a Uniunii Sovietice în România. Nu știau ei aceste lucruri, dar ei încă sperau, credeau că americanii nu îi vor părăsi. Uh, un alt uh, istoric uh, mai tânăr, uh, Bogdan Barbu, într-o carte care se numește exact așa, Vina Americanii, uh, apărută la Humanitas în, 2002, în, în, în 2006, uh, elaborează această temă uh, foarte mult, foarte bine. Uh, și evidențiază de fapt că acest fenomen al vin americanii s-a manifestat pe mai multe fronturi și mai multe planuri și aici am găsit în cartea lui uh, Barbu o anumită structură care mi-a atras atenția, mai de mult chiar mai mult mi-a atras atenția și pe baza acestei structuri aș numi eu acum și, uh, arhitectura uh, fenomenului uh, vin americanii da? Și cred că prin asta spun, de fapt, structurarea acestui set de așteptări pe care le-au avut românii începând cu sfârșitul anilor 40. Și atunci, dacă vă uitați cu atenție la acest slide, arhitectura fenomenului, avem patru module, le-aș numi, patru module importante. Primul se numește convingerea, și dacă aș fi să reduc acest modul la o singură expresie sau un imperativ, ar fi acesta. Vine acum. Da, deci acum vine. Mă refer acum la modul general. Dar folosim fenomenul vin americanii ca să descoperim mai bine structura aceasta a fenomenului așteptării unui salvator. Da? În cazul. Românilor erau americanii. În cazul creștinilor, e domnul Hristos care va veni pe norii cerului, În cazul adventiștilor, același domn Hristos pe care îl așteaptă de 176 de ani. Da? Dar structura aceasta, acest fenomen este interesant pentru că al doilea uh, pilon sau modul se numește speranța adică vorba de speranța pe care o au acești așteptători, și imperativul este vine curând. Da, deci la vine acum are loc o tranziție ușoară spre vine curând. Nu mai este foarte precisă în timp, nu mai poate fi particularizată uh, venirea Salvatorului, dar în schimb speranța este mai departe întreținută, chiar la cote destul de ridicate. Vine curând. Al treilea modul, deja l-am denumit refugierea. De fapt, ce înseamnă? Se admite, în modul cel mai, cum să spunem, neplăcut cu putință, că întârzie. Nu -și a abandonat planul ca să vină să salveze grupul uh, etnic sau grupul religios sau cum vrem noi, dar ne dăm seama, după, eu știu, semne și alte asemenea uh, semnale, Că întârzie. Și ultimul pilon, al patrulea, îl numim evadarea. Iar imperativul este plecăm noi. Deci, dacă nu vine el, plecăm noi. Spre el sau, mă rog, spre acel obiectiv pe care vrem să se împlinească în viața noastră sau în țara noastră sau în uh, denominațiunea noastră. De aceea am numit Arhitectura Fenomenului. Pentru că acești patru piloni sunt de fapt analizați în cartea lui Bogdan Barbu Vin americanii și foarte interesant cum îi și acum o să îi luăm la rând ca să vedeți că este o structură foarte interesantă și aș vrea să folosim ca un model hermeneutic, dacă vreți, pentru a interpreta nuanțele așteptării atât a creștinului, la modul general, și în mod particular a adventistului. Deci asta de fapt este tema din această seară, pentru că aș vrea să avem o înțelegere mai elaborată a fenomenului acesta numit așteptarea salvatorului. Pentru că nu e la modul așa simplu, așteptăm și vom vedea ce se întâmplă. Nu, s-au petrecut. Și dacă Constantiniu numește un ciudat sau curios fenomen de psihologie colectivă, această credință, este și psihologie colectivă. Fenomenul acesta al așteptării lui Hristos este și un fenomen de psihologie colectivă. Este și o credință. Este și o așteptare. Este și o determinare. Sunt mai mulți factori, dar acum haideți să vedem din acest context și să analizăm primul caz istoric. Este vorba de uh, vin americanii, uh, fenomenul care a început la sfârșitul anilor 40. Și hai să începem cu convingerea. Deci primul, și uitați aici în acest slide, avem Uh, cu, uh, din partea uh, stângă, cu galben, este primul modul, convingerea. Ce însemna și cum se traducea convingerea la sfârșitul anilor 40 în România? Persista ideea că printr-o intervenție armată, SUVA, uh, SUA va împiedica sovietizarea țării. Asta era credința. Și sunt documente, în cartea lui Barbu sunt multe documente, declarații, stări de spirit și așa mai departe. Acum eu doar sumarizez. Exista și un, o, 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 lozincă, trăiască republicanii până vin americanii. Una dintre lozincile care cumva întreținea convingerea. Repet, suntem la faza primară numită convingere. Oamenii erau convinși că americanii vor veni și vor salva România de sub talpa sovietică. Acum, nu pentru noi pare o lozincă, dar pentru ei nu era o simplă lozincă, ci mai degrabă exprima atitudinea generică a populației, nu numai în mediul urban, cum poate s-ar la prima vedere, ci chiar în mediul rural. La țară, oamenii credeau că vin americani. Întrebați-vă bunicii care mai sunt în viață. Bunicule, bunico, pe vremea matale se credea treaba aceasta că vin americanii. Deci bunica mea, mă rog, când trăia, confirma că da. Noi credeam că vor veni americanii. Prima fază. Convingerea. Primul modul. Acum trecem la al doilea modul. Deci, asta la sfârșitul anul 40. După aceea, din anii 50 încolo, se trece la uh, al doilea modul sau al doilea pilon al acestui, a acestei arhitecturi a fenomenului uh, vin americanii sau venirea, în uh, așa generică, a Salvatorului. Speranța. Punctul 2. Speranța. Acum, Convingerea aceasta de la prima, din prima fază primară, numită convingere, se modifică ușor în speranța că, totuși, și acum particularizăm, în ciuda propagandei agresive sovietice și a contextului politic defavorabil unei intervenții a aliaților sau americanilor, aceștia nu pot întârzia prea mult și vor veni sau vor interveni cel puțin politic, dacă nu militar. Deci, țineți cont, în prima fază a așteptării, sau a speranței, așa, în prima numită convingerea, credința era că americanii vor interveni militar. În a doua fază, numită speranța, s-a modificat din intervenția militară spre intervenția politică. Prin diplomație, prin presiuni, prin alte asemenea alianțe sau așa mai departe, vor putea interveni politic în România. Însă avem timpul trece, deja suntem în anii 60 și intrăm în a treia fază a acestei așteptări, care eu am denumit-o refugierea. Da. Deci, o, 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 precizare, istoricul Bogdan Barbu nu numește nici convingere, nici speranță, nici refugiere, nici evadare, doar descrie aceste faze, cronologice sunt, da? de la faza numită convingerea puternică, până când la cealaltă vom vedea imediat. În faza a treia, numită, pe care eu am numit-o refugierea, datorită lipsei unor evidențe într-o posibilă venire a aliaților, acum are loc o retragere într-o enclavă imaginară, sub forma unor practici. Deci e o enclavă imaginară, dar și culturală, mai ales culturală sub forma unor practici, unor hobby dacă vreți, sau unui fel de lifestyle care imita foarte mult cel pe cel occidental. Iarăși, nici unul din noi de aici, sau poate pe internet, sunt născuți, uh, da, nu chiar dacă te-ai în anii 60 degeaba, că n-ai apucat, mă rog, mai în vârstă și poate au apucat anii 60 ca tineri și își vor aduce aminte de anumite cărți, de anumite reviste, de anumite filme, de o anumită muzică, o anumită vestimentație, care imita foarte mult Occidentul. Am văzut o coperta unei reviste, din limba, o revistă în limba germană, și pe copertă era fotografiat un grup de tineri în fața casei scânteii, în anii 60. Jurai că sunt din Occident. Motocicletă, foarte moderne pentru vremea aceea, îmbrăcămintea lor. Deci, ei crede că sunt, în, sunt în, în Germania sau în altă parte a Occidentului. În anii 60 încă e o deschidere foarte mare în România pentru Occident. Chiar dacă încă, sigur, comunismul era la putere și nu era la fel de puternic cum era în anii 50, cam dusese Stalinismul, dar acum e o deschidere destul de interesantă. Anii 60, după aia 70, după aia au început nenorociri din anii 80 încolo. Bun. E, asta înseamnă refugiat, adică te retrage acum pentru că e clar că nu mai vin americanii, dar măcar adopți cultura din occident sau americanilor și atunci avem de a face cu o intervenție uh, culturală. Vom vedea puțin mai târziu când revenim la Bogdan Barbă la un citat al său care explică de fapt aceste tranziții. Și punctul 4, evadarea, am numit evadarea, tema vin americanii se estompează. Deci e clar, nu, mai și-au pierdut speranța că mai vin americanii. Mai ales după Praga 68 și Budapesta, mai întâi Budapesta 56, apoi Praga 68, intervenția sovietică, și-a pierdut oricine în blocul de Est speranța că americanii ar interveni sau că vor să intervină. Și atunci se naște o nouă formulă a salvării. Știți care e această nouă formulă a salvării? Evadarea din lagărul comunist. Acum cine putea? Că puțin puteau să evadeze. Dar asta era dorința multora. Evadarea din lagărul comunist, fuga din țară. Acum salvarea nu mai e colectivă. Vin americani și pe toți ne salvează. Nu, salvarea este individuală. Fiecare cum poate, scapă cine poate. Dar Ultimul știrea stinge lumina. Cam așa era atitudinea care s-a dus până când a căzut comunismul. Deci aici vorbim despre sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Acum, interesant un lucru. America se transformase treptat din mult așteptatul, uh, mult așteptat a, uh, mult așteptatul agent al eliberării într-un dorit, dar greu accesibil loc al emigrării. Și știți foarte bine cât își doreau să emigreze în America, mai ales în America. Unii au ajuns în Europa, au ajuns în Australia, dar în general America era de stația favorită. Și acum e clar că a avut loc o. și asta descrie de fapt uh, Barbu Bogdan Barbu în cartea vin americani”. A avut loc o tranziție a atitudinii la forma pasivă a așteptării de tipul vin americani”, Deci noi stăm, așteptăm, vin americanii ne salvează. La. O altă formă a unei căutări active, a căii de eliberare acum, trebuie să cauți o cale de eliberare. De genul acum mergem noi la ei. Emigrăm, plecăm, ne riscăm viața, bunurile, totul. Și unii au fost prinși, au fost uh, închiși, alții, mă rog, au avut de suferit, dar cert este că oamenii, oamenii nu mai rezistau, mulți nu mai rezistau și au să plece cu orice preț. Dar asta mi se pare și trebuie să ținem cont pentru că vom regăsi această schimbare în atitudine. Deci la pasiv vin americanii, la activ mergem noi. Trebuie să facem ceva. Nu mai putem să așteptăm. S-a dus. Timpul a expirat. Și așa că în acest context, da, asta este uh, situația. Asta a fost situația. Însă știm foarte bine că generația aceea a așteptătorilor convinși că americanii vor veni a expirat de mult. Și deja s-a dus, au mai venit o altă generație și așa mai departe. Până la urmă, mai interesant, americanii au venit. Da? Până la urmă, americanii au venit, dar mult mai târziu și diferit de cum se așteptau românii. Au venit prin McDonald's, au venit prin Coca-Cola, au venit prin la baza a, a, a armată de la Deveselu, au venit cu scuturile de antirachet, au venit cu corporații, au venit altfel. Da? Dar diferit de cum și mult mai târziu de cum așteptau românii. De ce m-a atras acest fenomen vin americani? Pentru că fenomenul acesta reflectă o altă așteptare, mai lungă și mai complexă. Așteptarea creștinului, fericită așteptare a revenirii lui Isus Hristos pe norii cerului. Da? Deci de 2000 de ani, gândiți-vă, deci de 2000 de ani, creștinii așteaptă într-un fel, cam la, într fel același gen de, 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 eveniment să se întâmple, să vină cineva, o forță, și să-i elibereze, să-i Coată de sub presiunea acestei lumi. Cel puțin asta a fost așteptarea credincioșilor atunci, în primul secol. Și atunci, fără să avansăm paralelisme imaginare, nu? adică nu încerc să forțez acum un model care s-a petrecut în România, anilor, începând cu 40 până la anii 80. Pe acest filon al istoriei. Dar, totuși, sunt anumite asemănășii, de aceea aș vrea să, să folosesc această acest arhitectură a fenomenului vin americanii. Și, în cazul așteptării, vine Hristos sau revine Hristos. Uite, aș, să numim asta generația Alfa, deci primii așteptători, cei care l-au văzut pe Hristos prima dată când a venit, l-au auzit. Unii -au, și, uh, au fost prezenți când s-a ridicat la cer și au auzit făgăduința că același Hristos care a plecat la cer va veni într-o zi pe norii cerului. Da? Deci mă refer la această generație uh, care o numim generația alfa. Bun, și haideți să vedem acum dacă cumva regăsim anumite similitudini. Eu zic că totuși găsim. Uh, la prima fază nu, din această arhitectură a uh, fenomenului... Uh, Vine Salvatorul. Convingerea. Biserica primară. Uitați-vă cu atenție la, în, în Evanghelii, dar mai ales în epistole. Biserica primară era convinsă că era generația finală, așa cum promisese Isus în Matei 24. Și numai în Matei 24, ci și în alte capitole. În epistole, de exemplu, se surprinde această atmosferă a convingerii, era Apocalipsa, nu? În sfârșitul secolului I, în început, da? E, e, cu noi. Ioan spune că acum vine Hristos, e, e curând, deci imediat se întâmplă. Deci e clar că asta era atmosfera așteptărilor în primul secol. De-aia spun că convingerea era acolo, Însă urmează a doua fază, pentru că pe fondul persecuțiilor și erezilor care confruntă biserica, vorbim de secolul II încolo, Deja început în secolul I, de fapt, Pavel vorbește despre erezii, despre persecuții care începuseră nu foarte puternic acum, dar mai târziu, în secolul II, capătă amploare, nu atât de mult amploare cum am fost noi făcuți să credem că într-una erau persecutați creștinii, nu-i chiar așa, dar au fost persecutați, cu siguranță că au fost persecutați. E, pe fondul acestor persecuții și a erezilor care confruntă Biserica, acestea întrețin speranța aceasta că Isus va veni curând. Da? Deci, în fața acestor adversități, creștinii nu puteau decât să contracareze cu ce? Cu speranța că Isus o să vină. A, a, în curând. Nu știm când, dar în curând. Pentru că, uite, te uiți în jur și ce vezi? Persecuții, marginalizare, uh, erezii, uh, fel de fel de asemenea situații. Deci, ceva trebuie să se întâmple. Și a trecut mai departe, timpul e nemilos la acest capitol. Urmează acum refugierea. E clar că uh, Biserica nu mai are aceeași convingere că Isus va reveni curând. Vorbim de secolul 3, deja. Uh, Timpul se prelungea, creștinii au căutat refugiul în biserică. Biserica acum devine un fel de împărăție ale Dumnezeu pe pământ. De ce? A fost deja recunoscută ca biserica religie licită, apoi religie de stat, au loc reinterpretări, și acum, unde să ne regăsim? Unde să ne refugiem, totuși? Tot în Biserică. Biserica este locul unde, față de această lume care încă e ostilă, Biserica este locul unde noi mai departe ne putem uh, continua credința. E, uh, și în ce s-au refugiat? În formele această de practică religioasă. Da? Adică creștinii aveau și ei, cum tot timpul au avut, o anumită practică religioasă și te refugiezi în ea am putea spune că s-a dezvoltat un fel de lifestyle, așa cum românii aveau lifestyle-ul care imita Occidentul în anii 60-70 și creștinii au dezvoltat un fel de lifestyle spiritual, o enclavă religioasă pentru protecție în fața lumii. Da? Asta este faza mai refugierea. Deci te refugiezi acum, e clar, Iisus nu vine atât de curând cum ne așteptam noi să vină, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne, uh, cum să spun eu, uh, construim uh, viața spirituală, pentru că atunci când va veni să fim uh, pregătiți, nu? Recunoaște acest uh, model. Dar la un moment dat, uh, această atitudine pasivă se modifică prin anumite acțiuni concrete, menite să comprime lunga așteptare. Și intrăm în faza a patra, aș dumi eu deja prin secolul uh, nu numai, a început de fapt în secolul II, în mare măsură, dar și a continuat mai departe, în secolul și 3, 4 încolo, unele, cum să spunem, acțiuni extreme. Se inițiază evadarea din lumea aceasta. Cum? În forma extremă a martirajului, să știți că a fost o perioadă când creștinii căutau martirajul. Deci îl căutau. Nu că erau prinși și executați de persecutori. Deci, îl căutau, își doreau, erau virtutea supremă, virtutea finală. De ce? Era forma de evadare din lumea aceasta. Deci, pe de o parte, îți, de, îți pierdeai viața pentru Hristos, martirajul, și ajungeai la El, și pe de altă parte, dacă nu așa, în forma extremă a ascetismului. E o altă formă de evadare din lumea aceasta. Nu te izolezi și. Trăiești într-o altă lume, într-un univers paralel. Spiritual, religios, cum lumești, ritual, dar este un univers paralel. Nu mai spune acest lucru. Te retragi din lume, de tot. Nu doar că ești în biserică și trăiești credința ta în urmând niște forme religioase. Nu, aici te retragi de tot, din societate, din lume, din tot. Și au apărut ascetismul, mănăstirile și așa mai departe. Deci, asta e o altă formă de evadare din lumea aceasta. Deci, este ultimul, dacă vreți, pilon din această arhitectură a așteptării în prima generație, numită generația Alfa, a credincioșilor, începând cu primul secol și apoi secolul 2, 3 și așa mai departe. Dar acest model se poate repeta într -o, în fiecare generație care cumva, cumva, iarăși reaprinde credința că Iisus revine curând și trece prin aceleași faze. Deci e foarte posibil. Nu e o axiomă, da? nu e, trebuie să luăm ca pe un dat de istoric, dar într-o mare măsură se regăsesc aceste uh, nuanțe ale așteptării în toate generațiile uh, creștinilor. Foarte interesant un alt, alt lucru. De la forma pasivă, că se repetă, de la forma pasivă a primei generații, Isus vine și noi îl așteptăm se ajungem mai întâi la celelalte generații, le forma, nu vine el acum, mergem noi la el. Și acum, din secolul IV, cum am spus, biserica a căpătat statutul de uh, religie imperială și a redefinit, re, uh, 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 radical și a redefinit conceptele. Deci din secolul IV a început treaba aceasta. Cum? Păi uite așa, uh, nu doar așteptarea era inutilă, și nerealistă. Dar chiar revenirea lui Hristos devenise acum nenecesară. Păi de ce? Știți, piatra din Daniel capitolul 2, care lovește chipul la picioare și sfărâmă totul și se transformă într-un munte care acoperă tot pământul și Daniel o numește împărăția lui Dumnezeu. Deja, de la Augustin încoace, s-a credea, deja a devenit canonizată această concepție, acea piatră este biserica. Nu e a doua revenirea lui Hristos, e biserica, care umple tot pământul, ce trebuie să umple tot pământul. Deci dacă noi suntem piatra, biserica este piatra, nu mai e loc pentru revenirea lui Hristos acum. A, va veni, sigur că va veni, dar mult mai târziu, nu acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, prin moarte, credinciosul ajunge instantaneu la Domnul. Ce să-l așteptăm când poți ajunge atât de repede la Domnul? Și atunci, când ai murit, Sufletul merge la Domnul. Și de aici a început să apară idei ca te duci direct în Rai sau te duci în Iad, dacă ai păcătuit atât de mult în timpul vieții, sau mai târziu s-a venit cu un compromis și Purgatoriu, care este cumva un fel de stare între Rai și între Iad și ai șanse ca să ajungi mai departe în Rai dacă uh, acolo vei suferi pentru toate păcatele tale. În sfârșit. Dar pe acest fond, deci creștinul merge direct la. Hristos, dacă e credincios, bineînțeles, și ca să fie, credincios trebuie să fie supus bisericii să accepte învățăturile oficiale ale bisericii, să se supună acestor reguli și așa mai departe, să rămână mai departe în cadrul acelei biserici, să nu facă nimic care să atenteze nu doar faptul că e membru, ci destinul lui veșnic. E, pe fondul acesta, biserica a speculat foarte mult fricile Credincioșilor, pentru că atunci când ești dependent și ai o relație vulnerabilă și bolnăvicioasă cu un sistem religios care permanent îți creează sentimentul de vinovăție, îl speculează și apoi îți oferă false soluții, e clar că individul acela nu are niciun nicio fel de libertate și toată viața va depinde de niște uh, promisiuni pe care nimeni nu le poate împlini, pentru că va de mântuire, doar Dumnezeu o poate împlini. S-au modificat multe, Nu avem timp acum să intrăm în toate aceste elemente uh, care au intervenit în, uh, în structura aceasta teologică și uh, practica religioasă din evul mediu, dar cert este că uh, în evul mediu nimeni nu mai aștepta revenirea lui Hristos. Toată lumea aștepta, și ce aștepta toată lumea? Venirea lui Antichrist. Uitați-vă în literatura aceasta, dacă vreți, din timpul Evului Mediu, care explică așteptările nu numai a credincioșilor în general, dar pentru că toți erau, autocredincioși oficial. Dar în general, oamenii așteptau să vină Antichristul Și deja deja s-a estompat foarte mult până când aproape că a dispărut această credință că Isus revine. Ca să-și elibereze poporul. Vi se pare familiar această schimbare, această substitu substituire în așteptarea credinciosului? Ia gândiți-vă acum, ce așteaptă credincioșii așteptătorii astăzi? Ce așteaptă cel mai mult? Pe Domnul Hristos să revină sau sfârșitul? Revenirea sau legea dominicală? Sau fiara? Deci, aceeași modificare interesantă din timpul evului mediu s-a petrecut și în timpurile noastre. Dar ajungem imediat și la noi, deocamdată vreau să, să, să concluzionăm cu această generație alfa. Deci este clar că, într-un anumit sens, această arhitectură a fenomenului numit în generic, vine salvatorul, cunoaște cele patru faze, convingerea, speranța, refugierea și apoi evadarea. După care, în timpul evului mediu, biserica a redefinit complet aceste concepte, a anulat cu totul ideea revenirii lui Hristos în timpul vieții credinciosului. De ce? Pentru că credinciosul merge direct la Domnul dacă, după ce moare. atunci nu e nevoie de o asemenea venire literală, fizică, pe acest pământ. Însă, interesant, America secolului XIX este cea care reînviază conceptul acesta al revenirii lui Hristos. Că vine Isus înainte de mileniu sau după mileniu, e altă discuție. Dar ideea este că Isus revine. Și să-i dăm acum cuvântul unui uh, istoric american al religiilor și academic, judecând după numărul de predici cărți și pliante cu conținut profetic, prima generație de cetățeni a a trăit în umbra revenirii lui Hristos, mult mai intens decât orice, oricare altă generație ulterioară. Deci, aici spune ceva foarte interesant că a fost un ferment și sunt multe studii pe tema aceasta, secolul în special, secolul XIX a fost marcat de acest ferment, de această aproape obsesie că Hristos va reveni foarte curând. E, și pe fondul acesta știți foarte bine că și mișcarea noastră a debutat în acea perioadă. Uitați aici un cântecel uh, și nu era făcut de adventiști, era mai degrabă un cântecel ironic. Dar asta spune cam cât de mult pătrunsese convingerea aceasta chiar în rândul celor care nu credeau, dar erau familiari și erau expuși în secolul XIX la aceste credințe. Spunea, spune cât spunea așa, Oh dear, oh dear, what shall we do in 1842? Traduce, dragă, dragă, ce o să facem noi în 1842? A doua strofă, O oh dear, O oh dear, where shall we be in 1843? 43. Uh, dragă, dragă, unde vom fi noi în 1843? O, în o, o, Observați, mai întâi întreabă uh, ce vom face în 42, unde vom fi în 43, și ultima strofă, O oh dear, O oh dear, We shall be no more in 1844, adică nu o să mai fim deloc în 1844. Repet, ăsta nu este un cel de adventist al milericilor. Era o ironie lansată de cei care nu credeau în mesajul lui Miller și nu numai lui Miller și altor uh, membri ai mișcării advente. Dar mișcarea adventă a avut un impact foarte mare. Noi nu ne dăm seama, dar specialiștii în istoria americană și a religiei în America în secolul XIX spun că americanilor a trebuit mult timp să-l uite pe William Miller. Și cu asta am spus totul iar cei care vor să studieze mai mult sunt multe materiale și pot să vi le uh, ofer dacă vreți și aveți timp să aprofundați subiectul. Dar asta era atmosfera. Hristos revine. Uh, oamenii ăștia sunt convinși și au vândut uh, totul și așteaptă să vină în clipa aceea, 1844. Și așa că haideți să mergem pe aceeași structură a Uh, arhitecturii uh, fenomenului Vine Salvatorul, la generația care se credea că este omega. Da? Adventiștii, mineriții, ei credeau că sunt ultimii. De-aia numesc omega, generația omega. În sfârșit, se împlinește făgăduința de veacuri că Isus va reveni în timpul vieții noastre. Și mergem pe aceeași trepte convingerea. Pionierii erau convinși că Isus va reveni în 1844 sau la scurt timp, da? După. Iar Miller, de exemplu, a murit în 1849 cu convingerea că Isus va reveni astăzi și astăzi și astăzi. Adică orice zi, după 44, Isus va reveni. Deci asta, de fapt, era convingerea. După aceea, urmăm mai departe speranța Deja acum se modifică puțin convingerea. Ei cred că va reveni Hristos, Acum avem de-a face cu pionierii adventiști, cu fondatorii bisericii, Ellen White și așa mai departe. Are loc menținerea speranței că Hristos va reveni foarte curând, iar acum biserica trebuie să facă ceva, trebuie să pregătească lumea pentru acest eveniment. Profețiile, de fapt. Cum credeau ei, indicând spre semnele sfârșitului. Vezi, Andrews cu America este a fiara a doua, cu legea dominicală, cu toate aceste semne, spiritualismul, spiritismul, protestantismul, cu catolicismul se unesc, aduc legea dominicală, vin persecuțiile, vine Marea Strigare, vine închiderea Harului, devine Hristos. Deci asta era în faza anumită speranța dar timpul a trecut, știm foarte bine și ajungem la treia fază pe care o numesc iar refugierea și biserica acum se refugiază, sau membrii bisericii se refugiază într-o eclavă sub forma unor practici și elemente de, îl numim iarăși, lifestyle religios, dietă, avem o dietă particulară, nu? Sabatul, ziua de odihnă, care este diferită de cea a celorlalți, o literatură a noastră adventistă, marea controversă, în special marea luptă și cărțile scrise de Ellen White, dogmele, ritualurile, misiunea noastră ca să avertizăm lumea, deci iar loc o refugiere cumva în această enclavă uh, denominațională. De ce? Pentru a ne pregăti aici, într-un spațiu safe, într-un spațiu sigur, pentru ceea ce urmează să vină, și pentru sfârșit și normal, lui Hristos. Refugierea, da? Dar urmează și al patrulea, care este în curs de, mă rog, s-a repetat cu fiecare generație, într-un fel sau altul, dar acum și în cazul nostru normal, numim evadarea. E, ce e cu evadarea asta? Ce poate însemna evadarea? În general, ultima fază conduce la radicalism. În general, ultima fază. Românii plecau să emigreze. Riscau totul ca să emigreze. Creștinii apelau la martiraj sau la ascetism. Dar, în cazul nostru, ce înseamnă evadare? Poate să fie o formă de abandon. Deci, abandonezi efectiv credința că Isus mai revine. Pentru că nu mai tei doar de așteptare. Sau te supui în fața inevitabilului. Doamne, asta este, vom vedea ce se va întâmpla. Uh, haideți mai întâi să, să, să citim uh, uh, un comentariu de pe care l-am promis mai devreme, al lui Bogdan Barbu, din cartea Vin Americanii. Ne întoarcem puțin la uh, tranziția de la vin americanii la mergem noi spre ei. Ca să înțelegem și în cazul nostru, și a creștinilor așteptători de-a lungul secolelor, de ce a fost această situație. Poate înțelegem. Au existat totuși multe inițiative prin care Washingtonul a încercat subminarea regimelor comuniste. Dacă armata americană nu a venit în timpul războiului rece, în schimb ideologia libertății, Mitul modelului de viață american, muzica, filmele și ginșii au reușit să treacă de filtrele de cenzură ale cortinei de fier. America a venit, în ghilimele, într-un flux continuu către români și ceilalți est-europeni, contribuit la erodarea încrederii în comunism. Intervenția militară a fost înlocuită astfel cu o ofensivă cultural-ideologică cu efecte pe termen lung foarte interesant. Deci avem loc, are loc o tranziție de la intervenția militară la cea culturală, care este mult mai efectivă, eficientă și pe termen lung. Și acum, probabil că unii se întreabă, Hristos n-a revenit în ghilimele militar în prima fază a convingerii, a așteptării concrete, literale, fizice, dacă vreți. N-a venit. Și timpul s-a scurs și unii s-au întrebat poate că o altă, fel, o altă intervenție de fapt avea Isus în vedere. Nu anulează intervenția lui directă, istorică, vizibilă, așa numită a, a doua venire. Nu anulează. Ea este plasată în timp. Nu știm ceasul, nimeni nu știe ceasul. Dar până atunci, intervenția lui Hristos, care lumea o aștepta în primul secol, apoi în secolul XIX, Poate că a fost modificată în altă formă, nu culturală, ca în cazul Americii, ci spirituală. De aceea, parabolele acelea n-au fost puse întâmplător în, în mesajele lui Hristos. Parabola cu unui unei semințe mici care se transformă încet, bucetul într-un pom sau copac de muștar. Da? Dar ia timp. Sau într-un spic de grâu. Și iarăși, ia timp. Sau care crește acea cocă, se dezvoltă, se dezvoltă, se dezvoltă. Deci e clar că Isus n-a avut de gând să transmită că această intervenție este una bruscă, directă, definitivă, ci este una treptată care se construiește în timp și care va culmina cu revenirea sa concretă. Poate că asta ar fi trebuit să înțeleagă și creștinii din primul secol și adventiști în secolul XIX. Dar eu au avut convingerea că se află în ultima fază. Deci a trecut 2000 de ani, nu? Ajunge de intervenție așa în timp, prelungită, prin influență morală, spirituală, religioasă. Acum a sosit timpul ca să intervine în mod direct. Așa au crezut ei, l-au cel mai sincer. Ei bine, au trecut 176 de ani de când ei au lansat această speranță a revenirului Hristos în secolul XIX. Și suntem ispitiți să dăm glas unor dileme care nu sunt deloc străine, sunt încă din primul secol, sau chiar conspirații, tot din primul secol. Dau doar două exemple, din 2 în capitolul 2 și 2 Petru, capitolul 3. Ziua Domnului, spune Pavel citându-i pe unii credincioși, ar și fi venit chiar deci deja uh, circulau conspirații, astea sunt conspirații, zvonuri, că de fapt Iisus a venit deja, sub o altă formă, nu așa cum, sub altă, dar Iisus a venit deja. Și Pavel trebuie să uh, contracareze această credință falsă, spunându-le că nu poate să vină acum, pentru că mai e ceva să trebuie să întâmple până să vină El. Și noi suntem în această fază între două uh, elemente, și când acesta se va duce, va, putea să vină. Iar Petru spune, citându i iarăși pe alții, unde este făgăduința venirii lui. Deci pentru că ne-am, ne cum să spunem, ne-am săturat să mai așteptăm. Asta era în secolul I. Nu după aproape 20 de secole unde suntem noi acum. Deci vreau să mă că e deja în secolul întâi unii să se să mă aștepte pe Hristos să revine. Unde este făgăduința venirii Lui? Aici mi se pare mie un mare pericol, pentru că această fază în care te retragi în enclavă, nu? că asta s-a întâmplat inevitabil și în cazul românilor, și în cazul creștinilor în primele secole, și în cazul nostru după deja 1850-60 încolo, a început retragerea în enclavă. Efectul de enclavă conduce la fie la abandon, în ce să abandon? În acest fatalism domne, oricum trebuie să se întâmple, când s-o întâmpla, s-o întâmpla, om vedea ce o face, asta e, n -avem ce. Sau, din contră, prin renunțarea credință. Dar nu, nu mai e valabilă. Și n-ați auzit creștini adventiști care nu mai cred că Isus va reveni curând? Poate nu spun în mod direct, pentru că le teamă să nu fie judecați. Dar sunt destui care nu mai cred că Isus revine. Sau că o să revină. Nu în timpul vieților lor, a, deja asta e. Nu, na, nu, -are, nu are. Asta am înțeles, nu e greșit scriptura. E vorba de venirea lui spirituală în inima credinciosului sau a bisericii, o influență morală care trebuie să crească, să crească, să crească re -re 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 reciclarea teologiei augustiniene despre piatra care se face într-un munte mare. Deci, unii nu mai cred că Isus va reveni. Nu mai cred. Nu, nu e locul meu să-i condam pe acești oameni. Pentru și el, unde e făgăduința, nu el, citându-i pe alții dezamăgiți, unde e făgăduința venirii? Pentru că toate au rămas la fel. Și noi spunem, nu chiar la fel. După două de secole, lucrurile nu mai sunt chiar la fel. S-au modificat multe. Și totuși, unde e făgăduința venirii lui? Este o dilemă validă nu putem să o eliminăm și să îi categorisim pe aceștia care întrețin sentimentul acestea ca fiind necredincioși sau apostaziați. Dar care este soluția? Și atunci, unii renunță la credință. Alții continuă să o accepte formal, așa, ca declarație de credință teologică. Dar în inima lor nu mai cred. Sau cred prea puțin. Sau nu-și mai frământă gândul. Își văd de viața lor. Ca și cum n-ar veni Hristos. Și trăiesc ca robul din parabolă, ca și cum stăpânul nu se mai întoarce din țara în care a plecat după multă vreme. Și acolo spune, sunt după multă vreme. Nu se mai întoarce. Și acum, știți cum e la Dumnezeu? Petru e cel care explică acest relativism. La Dumnezeu o zi este o mie de ani, o mie de ani e o zi, nu să nu luați asta literal. O mie de ani poate să și zece mii de ani, poate să și un milion de ani, dacă e să luăm așa. E totul e relativ. Deci chiar Petru spune că e relativă treaba asta. Deci nu te lua după, a trecut o mie, unii vor doamne, au trecut șase de ani și acum trebuie să apară Hristos după la șaptelea. Nu, nu, astea sunt chestii relative cifrele. În Biblie sunt foarte relative. Dar ideea este că s-a prevăzut într-un fel sau altul, chiar Hristos a spus-o, că va întârzia, Bun, dar ce facem noi în timpul ăsta? Asta e întrebarea. Stăm așa în prima fază lămită convingerea sau speranța și tot uh, repetăm ca mantra că Iisus revine, Iisus revine și poate că o reveni? Păi așa făceau și românii, nu? A, o să cadă și comunismul ăsta, nu? O cădea el într-o zi comunismul ăsta. Nu poate să rămână în veci comunismul. Deși eu eram convins la vârsta de 17 ani câte aveam atunci că acest sistem comunist va fi veșnic. Eu nu credeam că veșnicia în, în contextul creștin, nu, nu, nu credeam așa ceva. Dar așa, la la nesfârșit va fi. Și cred că nu eram singur care credea că este inevitabil uh, acest uh, comunism. dacă dar gândiți-vă că a fost o Buda pe stat 56 când oamenii s-au revoltat, a fost o Praga 68 când iarăși oamenii s-au revoltat, apoi la noi în România Timișoara 89 când oamenii iar s-au revoltat, și la un moment dat te revolți împotriva sistemului care nu-ți dă voie să fii liber. Bine, bine, vă spune, unii vor spune, păi care, cum adică, ce trebuie să facem? Păi ce trebuie să facem? Ia gândiți-vă de fapt, nu cumva Biblia anticipează această revoltă. Apocalipsa 18 este revolta ultimei generații și când spun ultima generație, nu mă refer doar la noi ăștia credincioși care credem că suntem credincioși, sunt foarte mulți în multe religii sau nereligii care vor fi parte a acestei revoluții globale de protest împotriva sistemului totalitar numit Babilon. Asta este de fapt. Și cred că atunci se vor declanșa lucrurile. Când oamenii se vor trezi, pentru că oamenii sunt ca în Matrix, dorm acolo liniștiți, visează traseul vieților și tot ceea ce fac ei de zi cu zi și nu sunt conștienți de faptul că sunt programați într-o mare măsură să se să, să comporte, să gândească, să simtă, să trăiască după niște modele pe care alții le-au impus. Și politicul și religiosul. Și oamenii sunt încă în această fază, ca fecioarele care dorm, ca cei din Matrix. Chiar vă recomand, știu că nu vă plac la unii aceste recomandări, dar o să învățați multe. Uitați-vă acest film, Matrix, 1999. Este incredibil. Ce intuiții au avut acei, acei, regi, nu, regizori, scenariști și autorii acest, acelui scenariu. Și asta e, de fapt, realitatea. E, până nu are loc această revoluție globală de protest împotriva Babilonului, și vom discuta cu altă ocazie de Babilonul acesta apocaliptic, nu cred că se întâmplă mare lucru, ca să fiu sincer. Adică Iisus vine, dar la ce să vine? Dacă nimeni nu-L așteaptă, dacă nimeni nu protestează, dacă nimeni nu ridică mâna să zică până aici, gata, ne-am săturat de acest sistem, de aceste corupție, de această politică, de această religie, de acest tot... Nu, trebuie să se întâmple ceva. Până nu se întâmplă treaba asta, de aia spun că ultima generație trebuie să se revolte împotriva Babilonului, pentru că Biblia ce spune? De fapt, Iisus Mântuitorul ce spune? Împărăția cerurilor se ia cu... Cum se ia? Cu navală. Știți care e cuvântul? Cuvântul nu e navală. Cu violență. Ăla e cuvântul în limba greacă. Se ia cu violență. Nu mă refer acum la băte, bastoane și arme, cum fac americanii, poate, deci aș pregăti că acum unii armele în contextul acesta volatil al alegerilor, nu la asta mă refer. Mă refer la o determinare, hotărâre. Doamne, gata, am plecat, nu pasă de comuniști, mă duc în America, mor sau viu ajung acolo. Nu-mi pasă de Babilon, de asta, eu trebuie să mă întâlnesc cu Hristos, trebuie să vină, nu poți mai stea. Ceva în acest gen de, de, de determinare și de hotărâre. Și vreau să închei acum cu textul foarte cunoscut. Poate că asta, de fapt, uh, cred că uh, mi-a scăpat. Ăsta, uh, uh, slide-ul. Uh, Nu-i nimic. Uh, Vă îl citesc și îți textul. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, zice Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și vlavioasă, așteptând și. Grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. E, acest grăbind este elementul cheie și mulți îl interesează greșit, crezând că dacă faci ce fel de uh, modificări în dietă, speciale, dacă te rogi tot timpul non-stop, dacă crezi doar o anumită teologie, dacă nu știu ce, înseamnă grăbind. Nu, 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 grăbind înseamnă această atitudine hotărâtă, determinată de a nu. Mai fi mulțumit cu starea de lucruri. Revoluție spirituală, dar e clar un semnal împotriva Babilonului și către Hristos că a sosit timpul să-și împlinească făgăduința. Așa că noi alegem dacă vom fi și noi o generație expirată, cum au fost altele înaintea noastră, sau dincolo dacă vom fi noi ultima generație. Și vom discuta despre altă dată despre ultima generație și -o să vedea că este puțin diferit decât am fost, poate noi, învățați să credem. Dar până atunci vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm data viitoare la o altă prezentare.